Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a oficiat sâmbătă aceasta slujba de resfințire a locașului de cult din parohia Simionești, comuna Cordun. Biserica poartă hramurile Botezul Domnului și Sfinții și Drepții Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana. Coordonarea lucrărilor de restaurare și renovare a acestui sfânt locaș a fost asigurată de părintele paroh Romeo Trofin. Pentru strădania sa, părintele paroh a primit din partea ierarhului distincția Crucea Moldavă. Tot acum, cei care s-au implicat în această frumoasă lucrare au primit acte de cinstire. La slujba de resfințire au participat numeroși preoți și diaconi, reprezentanții autorităților locale, precum și numeroși credincioși. Astăzi avem o mulțumire pentru faptul că Dumnezeu ne-a învrednicit și v-a învrednicit preotul slujitor, comunitatea locală reprezentată prin primarul locului și frățiile voastre, iubiți credincioși, să reîmbrăcați această biserică în haină luminată, în haină nouă și de aceea astăzi, ca într-o zi de sărbătoare pascală, am cântat din nou un fel de Hristos înviat, adică reînvierea acestei biserici, reînnoirea ei, redarea ei în chip armonios și solemn cultului bisericii noastre ortodoxe. Această biserică închinată și Sfinților Părinți Ioachim și Ana, iată de acum este părintele sau mama tuturor sau locul părintesc sau locul de întâlnire cu Dumnezeu, acel loc iubitor care sunt de fapt brațele părintești ale Dumnezeului nostru, care ne miluiește și ne răspunde la nevoile noastre care le facem către El pentru mântuire. În cei 11 ani de cât părintele Romeo Vasile este numit în această parohie, aici a răsărit un complex bisericesc deosebit. În acești ani, părintele a construit o casă parohială, o casă social-filantropică, o capelă, o bibliotecă și iată acum, la final, a găsit resursele necesare și puterea de muncă și cu dragostea credincioșilor a renovat această frumoasă biserică, așezând pe pereți o frumoasă pictură murală, schimbând pardoseala, introducând un sistem de încălzire. Biserica a fost construită în anul 1898 pe locul unui locaș de cult mai vechi. Biserica are planul treflat, iar arhitectura îmbină stilul moldovenesc cu cel armenesc.